Salutare, bă băieți, eu sunt Antidot, iar astăzi o să facem un episod nou din Pet Simulator X, însă acest episod este unul mai trist sau probabil cel mai trist sau mai nasol din aceste episoade, pentru că frățiorul vostru a cumpărat un huge și acel huge s-a dus după 10 ore sau după 14, gen, a dispărut și nu mai am. Dar da, asta e partea a doua, o să vorbim despre acest subiect pe parcursul acestui videoclip, dar nu uita și tu, dă un like acestui videoclip intens rău de tot și o chestie foarte importantă este că începând de astăzi vom începe un giveaway cu un huge, adică o să fac un giveaway cu un huge hacked cat, da, serios, acum ați auzit bine, și intrați pe primul link din descriere, deoarece este serverul nostru de Discord de Pet Simulator X România, unde vom face acest giveaway foarte, foarte șmecher. O să facem giveaway cu huge hacked cat și acest giveaway se va desfășura pe acest server de Discord, unde vă aștept și voi și unde puteți face trading, adică puteți vinde, puteți cumpăra sau chiar să faceți trade-uri cu peturile sau cu gemurile de pe Pet Simulator și așa mai departe, adică puteți cumpăra și shop-ul vostru propriu, o să vedeți. Deci intrați pe primul link din descriere, este serverul nostru de Discord de Pet Simulator, ceea ce mi se pare mie foarte șmecher și vom face foarte regulat aceste giveaway-uri, ori cu exclusive, ori cu huge-uri, ori cu gemuri, deci puteți intra acolo și vedeți și voi și o să facem foarte multe giveaway-uri, o să încerc să dau cât mai multe huge-uri la giveaway pentru că frățiorul vostru cam face colecție. Și ideea este alta. Acum două zile, gen, nu, e bine, acum două zile, dar a dispărut ieri, că gen l-am cumpărat noaptea. Ei bine, am cumpărat niște peturi, da, adică am cumpărat două huge-uri deodată. Adică, eu am cumpărat două huge-uri noi, pentru că din câte știți și voi, eu am avut așa, am avut acest huge hacked cat, am avut acest huge hacked cat, dar golden. Și am avut acest huge pixel cat normal și acest huge cupcake. Însă, eu am cumpărat două huge-uri noi. Adică, am cumpărat un huge super corgi, care mai e momentan, și am mai cumpărat un huge forest wyvern, ceva de genul, așa se numește. Ei bine, acel trade a fost făcut, da? Adică am cumpărat acele două huge-uri și totul s-a petrecut destul de ok, adică gen totul s-a desfășurat destul de ok. Însă, după ce am luat acele două peturi, din câte vedeți voi în această poză, cred că o să vă pun o poză aici, ei bine, am cumpărat două peturi, da, să observ acolo. Aceste două huge-uri pe care le-am cumpărat au apărut la mine în inventar, adică au fost. Pe lângă asta, vreau să înțelegeți că acele două huge-uri m-am dus la bancă și le-am băgat în bancă. Le-am dat depozit și după aia withdraw. Gen, le-am scos înapoi, bro. Pentru că, na, se zice că dacă sunt dupt, după ce le bagi în bancă și le scoți, după aia și că îți dai seama dacă mai sunt dupt sau nu. Și, na, poate dispar. Însă nu, totul a funcționat cu succes. Adică, gen, m-am dus la bancă, le-am depozitat, le-am scos din bancă, n-aveau nimic. N-au avut nimic nici măcar după ce am intrat încă o dată în Roblox, că am mai intrat încă o dată. Dar, după ce am stat ceva vreme AFK și după ce am ieșit de pe Roblox, ei bine, am intrat a doua zi, da? Că gen trecuseră 10 sau 14 ore. După ce au trecut acele 14 ore sau câte ceva de genul, da, un interval de 10-14 ore, ei bine, am intrat pe Roblox și am văzut că în inventarul meu mai sunt doar aceste peturi, în afară de acel huge forest wyvern. Pentru că am cumpărat două deodată de la aceeași persoană, da? Adică același trade. Însă acel forest wyvern n-a dispărut, iar acest super corgi a rămas. Eu care le-am cumpărat pe ambele, deci cam așa funcționează. Deci, ca să înțelegeți o chestie, chiar și dacă le bagi în bancă și le scoți, tot nu-ți dai seama dacă este dupt sau nu. Deci, da, numai dacă aștepți vreo o săptămână sau... Nu, chiar dacă... Cred că cel mai bine și cel mai sigur este dacă aștepți 24 de ore sau dacă aștepți o săptămână, două, da? Așa îți dai seama dacă mai este dupt sau nu. Eu așa consider, pentru că altcumva n-ai cum să-ți dai seama. Din câte am văzut, în 10-14 ore ăla mi-a dispărut. De nicăieri mi-a dispărut. Eu nu știu ce să mai zic, dar da, mi s-a dus acel huge forest wyvern. Nu înțelegeți, nu e o mare problemă, adică mare chestie, nu, o să fac rost de altele, pentru că e ok, adică chiar o să fac rost de mult mai multe și din câte ați văzut, deja am început giveaway cu acest huge hacked cat, da? Stați liniștiți, o să facem atâtea giveaway-uri și cu huge-uri și cu exclusive și cu multe alte chestii și cu gemuri, deci pur și simplu nu contează acest lucru, însă am vrut să vă țin la curent și am vrut să vă informez despre faptul că, bă, faza cu dupt-ul e foarte nasol și ideea este că
Nu neapărat că sunt duplicate, însă, din câte am înțeles, există o metodă prin care băieții ăștia le dau spoof. Adică, nu știu, gen primești petori spoofed, ceea ce înseamnă că ei cumva duplichează sau duplifică aceste peturi și le schimbă ID-ul, frate. Deci le schimbă ID-ul la peturi și cei de la Big Games, adică cei care au făcut jocul ăsta, nu-și pot da seama că, bă, ăsta este un pet care nu ar fi trebuit să fie aici. Nu. Deci poți să primești ori aceste hugeri hacked, aceste hugeri duplicate, ori hugeri spoofed, care au ID schimbat. Și la un moment dat, dacă te prinde, ți le scoate și pe alea. Acum, n-ai ce să faci, e la risc. De asta nu poți face nici trade-uri, că poți să primești un dupe în schimbul ale tale care sunt normale. E foarte nasol, dacă mă întrebați pe mine. Dar, da, nu prea se poate rezolva acest lucru, pentru că apar și versiuni updatate sau versiuni îmbunătățite ale acelui script sau acelui program cu care băieții duplifică, frate. Deci ăștia, mamă, deci nu aveți idee de câte chestii am dat și de băieții care vând metodele. Și de, băi, deci nu aveți idee ce fac ăștia pe Pet Simulator. Deci cum duplichează, cum schimbă ID-ul la peturi, cum vând peturi care nici măcar n-au ID și le schimbă ID-ul. Adică nu, n-ar rău să vorbim, bro, adică e insane. Adică chiar funcționează foarte nasol momentan. Nu știu dacă vor rezolva cei de la Big Games această problemă vreodată, pentru că este absolut imposibil de făcut acest lucru. Însă, da, este o problemă chiar reală. Deci este o problemă reală acest lucru cu duplicarea și de asta mi-am pierdut și eu acel pet, acel huge forest weeper, din păcate. Dar măcar îl mai avem pe acest huge super corgi, care chiar îmi lipsea, pentru că pe ăsta, pe Super Corgi chiar nu l-aveam, adică l-aveam pe corgiul normal, dar nu aveam huge corgi, ceea ce mi se pare foarte șmecher. Și să zicem că colecția mea arată în momentul acesta cam așa, deci dacă ar fi să vă arăt, deci arată în felul acesta. Nu este o colecție foarte mare, însă, bă, na, se îmbunătățește pe zi ce trece, aș putea spune, având în vedere că fac rost de huge-uri, de exclusive, de gemuri în continuu și chiar m-am băgat pe trading și pe acest sistem, cum ar fi de market al pet simulatorului. Adică chiar vreau să facem acest lucru și în România, vreau să facem acest server unde o să am grijă să nu fie băieți care vor să facă scheme sau să vândă kit-uri, care vor să vândă peturi duplicate. Deci da, cam ăsta este planul meu și vreau ca pe acel server să facem cât mai multe giveaway-uri, cât mai multe concursuri cu peturi, cu gemuri și așa mai departe. Deci vă așteptăm un număr cât mai mare pe primul link din descriere, deoarece este serverul nostru de Discord de Pet Simulator România. Și o chestie foarte șmecheră este că frățiorul vostru are foarte mulți pixel demon în momentul acesta, adică din ăștia Dark Matter, dar am și peturile acum, mi se fac acolo la Dark Matter, încă mai am o zi și o să primesc și restul, adică o să mai primesc încă 5, dar am foarte mulți rainbow, frate. Am foarte mulți rainbow aici, din câte vedeți. Și e un pic cam nasol, adică na, până să-i pun pe toți ăștia la Dark Matter o să dureze. Și avem și foarte mulți din ăștia pe care le-am primit de la niște abonați, adică foarte generoși cu rainbow 5, cam majoritatea ăștia de pe aici. Și da, îl avem pe Aurel aici. Bun, hai să facem o chestie. O să mergem și noi la Trading Plaza, asta e așa. O să scoatem hoverboard-ul, hai să scoatem peturile și hai să-l punem pe Aurel, bă, băieți. O să-l punem pe Aurel. Deci mergem cu Aurel la Trading Plaza și dacă vedem că băieții acolo nu ne spun nimic, nu ne bagă în seamă, băgăm toate hugerile astea să vedem ce trade-uri primim, bă, băieți. Sunt foarte curios. Hai să vedem ce trade-uri primim de la băieții aici. Sunt foarte curios dacă băieții ne dau niște oferte din alea intense rău de tot. Și din cât vedeți, sunt foarte mulți aici. Ia uite ce are ăsta. Uite din ăsta, frate. Ăsta l-am avut eu, frate, și mi s-a dus. Ăsta, exact ăsta l-am avut, băieți. Ăsta, Forest Weeper. Și nu-l mai am, mi-a dispărut după 10 ore. Deci ăsta de aici l-am cumpărat și pe Corgi. Bun, hai să facem o chestie. Dăm aici pe oil și așteptăm puțin aici să vedem dacă este cineva care... Bine, acum am petul ăsta, ia-se așa. Facem o schemă, îl scoatem pe Aurel. Te-ai trimit acasă, Aurel, bine, gata, te-am trimis acasă. Și hai să vedem dacă primim trade-uri. Dacă nu primim, mamă, ce e ăsta, frate, ăla e Lucky Cat, mi se pare. Ăsta este Huge Lucky Cat, ăsta este Rainbow Pixel Cat, Huge Festive, mamă. Bă, băiatule, v-ați văzut ce are ăsta aici, bă? Mă, mamă. Uite ce are ăsta aici. Are și Gargoyle și Huge Dragon, are și Dogu, mi se pare. Ok, deci are ceva. În momentul acesta n-am primit niciun trade de la băieții, deci cred că trebuie să facem o magie, da? Deci în 3, 2, 1, o să vină trade-urile, cred. Hai,
Să înceapă trade-urile, bă, băieți. Ia, uitați aici cum o să vină băieții la mine. Hai. Altă treabă, mă, băieți. Altă treabă. Altă treabă. Hello, hello, hello. Ia, stai să facem o chestie. Hai să le zicem la băieți că vindem ceva. I sell huge. Ce? Mamă, hai că a venit trade-ul. I sell huge. Mo. Uite ce a pus ăsta aici. Huge Hacked Cat Golden, avem deja 77.408, ia să vedem. Da, ăla e, ăsta e. Mamă, și uite ce am eu aici. Ia să vedem dacă vrea ăsta. Mamă, vrea, nu pot să cred. Uite ce am eu aici. Vrea? Vrea să-l dau pe ăsta? Nu prea zice. Ia uite, și vrea să-mi dea acum. Ce vrea să-mi dea? Vrea să-mi dea gold. What? Păi, ăsta e mult mai scump. Da, da, e garantat. E garantat dupt. Deci n-am nicio încredere, nu am. N-am nici cea mai mică încredere. Ăsta vrea garantat peturi pe... Ba nu! Big Mascot Golden. Bă! Ăsta nu l-am mai văzut până acum. Am văzut Big Mascot din ăla normal, pentru că am și eu, dar Golden, Rainbow sau din astea nu am avut niciodată. Deci, na, un pic am ciudățel. Dar, uitați-vă câți sunt aici cu peturi, bă, băieți, mă. Cu huge-uri mă refer, dacă celelalte, na, nu prea contează. Ce e ăsta? Ei au... Wow! Ce-s astea, bă? Orca? Nu pot să cred. Păi, ia să vedem, ce vrea? Vrea să-i dau ăsta? Ia. O să vrea, o să vrea. Ce-am zis? Bă, dar vedeți că a făcut overpay. Ba nu. Ba da. Cât poate fi ăsta? Să zicem că ăsta e vreo 2 sau nu știu. Cât poate costa asta? Mă, nu știu cât costă. Dar pare overpay, că gen un huge hacked cat e 35. Da, e 35. Ia, bă, nu vrei un din ăsta, nu vrei? E exclusiv ăsta, bă, Pixel Demon exclusiv, nu vrei? Ca și ideea așa, nu vrei? A scris bro în chat, dar nu avem nevoie, pentru că astea pot să le iau foarte ieftin cu un bilion maxim. Deci nu avem nevoie de din alea. Ce e ăsta? Huge Hacked Cat Golden normal, ok? Dar nu avem ce... Mamă, e băiatul ăla cu alea, ia stai așa. Și dacă... Ia, dacă până ăsta îl vrea, mamă, dacă dă ready, înseamnă că sunt diopt astea. Deci dacă dă ăsta acum... Deci dacă dă acum ready, înseamnă că sunt diopt astea două de aici. Ia, și acum dacă punem și ăsta... Tot e overpay, adică dacă dă ăsta accept acum, e dupt. Ia să vedem dacă vrea. Dar nu știu dacă vrea, mă. Nu cred că vrea. Yeah. Nu a pus încă și nu a scris nimic pe chat, că mă uitam aici dacă a scris pe chat. Cum îl cheamă pe ăsta? Dar nu a scris pe chat acum că mă uitam. Bă, eu îl suspectez pe băiatul ăsta de dupt. Pentru că tot face el acolo. Dar ready prea repede, mă, frate. Dar ready-urile alea prea repede, așa. Și atunci când am vrut să... Gen, să-i pun un pet. Am pus unul singur și am mai pus două și a dat accept. Gen, nici nu-i pasă de peturi, ca să zic așa. Deci nu-i pasă, în primul rând, de peturi. E pur și simplu, așa, indiferent. Uite, dacă îl pun pe ăsta, acum ia, dă iar ready. Ăsta cam se joacă cu duplicate, cred că. Că gen, tot de ready și dacă îi pui un pet. Gen, cum mi-a pus mie de două ori. Deci da, nu prea se merită să faci trade-uri cu băiatul ăla, dar sunt mulți aici. Uite-mă cum au început. Mamă, huge pixel cat rainbow, că ăsta mi-a toate... Mamă, nu vrei un din ăsta. Nu vrei un din ăsta. Hai că-ți dau ăsta și cu ăsta, vrei? Hai să vedem, dacă vrea să dau, înseamnă că și ăsta e cu duplicate. Mamă, eu nu mai am încredere în ăștia deloc, mă, frate. Eu n-am încredere în băieții ăștia. Deci, pur și simplu, n-am încredere în băieții ăștia să mai fac trade-uri. Sincer. Deci chiar n-am nici cea mai mică încredere în băieții ăștia să le dau la trade. Uite și ăsta, huge lucky cat. Ăsta e foarte șmecher. Adică de ăsta nu am avut niciodată și aș vrea să-mi iau și un din ăsta. Da. E jale, bă, cu ăștia, bă. Deci acum au început băieții să ia trade-uri în continuu. Vedeți? Dacă pui toate astea, ia uite aici. Mam. 16 miliarde de ăsta? Niciodată, ăla nu mai e 16, bă. Ăla e maxim 13, aș putea spune, un 13 ăsta. Dar n-ai ce vrei să faci cu astea, bro, pe aici? Păi să zicem că ăsta e un 13-14. Maxim, dacă le-a cineva, că nu le-a. După aia astea, cât poate fie? 1 sau 2, ăsta 1,5. Ăsta niciodată nu e 3. Nu cred că dă nimeni pe el. Și ăsta ce? Nu cred că cumpără nimeni așa ceva. Și am mai pus 8 B din ăla. Na, e relevant, n-ai ce să cumperi cu așa ceva. Deci nu sunt interesante. Ăsta mi se pare mie șmecher. Ăsta, deci ăsta îmi place rău de tot. Deci, bă, mi-a dat ăsta trade. Na, wait.
Uite, ca să vedeți aici, ca să vedeți aici cum... Doamne! Bă, deci fix ăsta... Ia, vrea corgi pe el. Nu cred că vrea corgi pe el. Vrea corgi pe el? Că de corgi... Dar nu știu ce să zic, că n-am încredere. Adică fix ăsta mi-a dispărut mie. Fix un ăsta mi-a dispărut mie. Dar păi să-i dau acum. Nu mai dau în viața mea. Deci nu mai dau în viața mea. Maxim să dau gemuri. Pentru că de gemuri fac rost easy. Pentru că am un trilion în bancă. Dar... Bă, băiatule, gen ăsta. Deci exact ăsta. Huge forest. Ia uite ce vrea să pună el, mă. Bă, băiatule, bă. Bă, băiatule, băi. Nici ăsta nu ți-l dau pe așa ceva. Nici ăsta nu ți-l dau pe așa ceva. Ce la bă, Blobenstein. Ia uite, să vrea să-mi cumpere huge cat-ul cu... Ia uite ce vrea să pună el aici. Bă, băiatule, bă. Unde te crezi, mă? Cine cumpere așa ceva? Că nimeni nu-ți dă. Ia uite, s-a venit cu dăm-ul Pixel Demons, care costă câte 100 de milioane maxim, sau cât o fi. Că nu știu cât mai costă un din ăla, dar am și-o mulți. Bine, nu e 100 de milioane, e mult mai mult, dar... Na, cine-i dă pe dăm-uri din alea? Ia uite ce are ăsta aici. Un huge pixel cat. Și-a pus numele Money. Și ce vrei, mă, pe el? Vrei unde ăsta? Bine, e golden ăsta. Deci ar fi nebunie tare rău de tot, dar... Nu știu ce să zic. Da, eu n-am încredere. Deci eu n-am încredere. Eu nu știu cum face toată lumea aici trade-uri. Eu singur n-am. Eu personal n-am încredere să mă duc. Mamă, ce are ăsta aici. Mamă, ce e ăsta, bă? Ăsta de aici ce e, bă, frate? Ia scrieți în comentarii. Astea nu le-am văzut în viața mea de aici. Ce s-a astea? Blobenstein. Și ce e ăla, frate, de aici? De la Roblox, exclusiv aia. Și ăla de aici, ce e ăla? Bă, băieți, alea nu sunt foarte rare. Eu nu le-am văzut în viața mea și știu niște exclusive. Uite, pe astea le știu, de exemplu. Dar alea? Bă, alea mi se par rare. Dar în fine, nu prea e cum să faci trader pe aici, adică eu personal nu am încredere. Și nu pot să-mi dau seama cum lumea încă mai face trader. Eu nu înțeleg, deci nu știu. Alții nu, parcă n-au frică din asta de dupt. Adică poate și ei dau dupt, dar eu nu mai am încredere. Și cumpăr acum numai de la persoane safe care îmi dau și dovada că le-au dat ei hedge sau că le-au primit ei, nu știu, ceva de genul, adică e foarte greu, e foarte greu. Până rezolv asta cu dupt, mi se pare foarte ciudat să faci trade-uri și aparent am dat și eu de această problemă, că tot auzeam, bă, mi-a dispărut petul că era dupt și de asta nu prea mai am chef sau de asta nu mai cumpăr huger sau așa. Acum am dat și eu de problema asta și îmi dau seama că, bă, chiar e o problemă foarte mare, pentru că, bă, am dat un ban și mi-a dispărut după 10 ore, frate, adică nu e... Nu contează după cât timp îți dispare. Faptul e că mi-a dispărut, frate. Da, adică mi-a dispărut după ce l-am cumpărat și mi se pare foarte ciudat, dar da, se întâmplă, băieți. Se întâmplă și nu avem cum să controlăm acest lucru momentan. Dar da, am vrut să vă țin la curent și pe voi cu povestea mea, pentru că din păcate este o veste foarte nasoală. Mi-a dispărut un huge, foarte important, și mi-a dispărut și după o perioadă foarte scurtă de timp. Dar da. Nu uitați voi, ca de fiecare dată, dați un like acestui videoclip și intrați pe primul link din descriere, deoarece vom face giveaway cu un huge hacked cat și probabil și cu altele pe parcurs. Dar da, foarte important, nu uitați voi să intrați și pe grupul nostru de Roblox, oficial este tot în descriere, pentru că este grupul nostru de Roblox cu abonații. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!